Să aveți bucurie, sufletelor dragi. O emisiune în direct pentru suflete care în direct se conectează la energia acestei frumoase emisiuni pe care vă dedic astăzi, vouă, sufletelor dragi. Emisiunea de astăzi este specială. De ce? Pentru că va fi de durată a două ore și vă rog să rețineți lucrul acesta, să vă sunați prietenii, rudele. În prima parte a emisiunii vă voi vorbi despre degradarea psihică și despre marele secret pe care cu toții ne-l dorim să-l cunoaștem, cum ne putem elibera de necazuri. Iar în cea de-a doua parte am un invitat special, o doamnă de altfel cunoscută în mediul terapeuților și al celor care sunt speciali, să zic așa, prin modul lor de exprimare și prin viața personală, mai ales că doamna terapeut Aurora Sităruș, dânsa va fi invitata emisiunii noastre în cea de-a doua parte, va veni astăzi să vă mărturisească lucruri interesante pe care le-a experimentat de-a lungul vieții și inclusiv miracolul despre care eu v-am vorbit în mai multe emisiuni, miracolul vindecării dânsei de o boală incurabilă. Ce este important să știm? Că nimic, așa cum am spus și o voi spune de fiecare dată, nu este întâmplător în viața noastră. Cu toții ne punem întrebarea la un moment dat de unde apar necazurile sau de ce am ajuns într-o stare de degradare psihică încât nu mă mai recunosc, nu mă mai pot înțelege cu cei din familie, cei din casă, nu sunt înțeles sau ce este mai dureros sau mai grav pentru soții care sunt părăsiți de soții sau soțiile care sunt părăsite de soți. Ce este mai grav, faptul că această despărțire subită sau această ceartă care de multe ori conduce la despărțire, despre care tocmai vă vorbeam, produce fisuri și dureri ale sufletului care nu pot fi vindecate și nu pot fi exprimate nici măcar de cei mai cunoscuți sau pricepuți oameni de știință, pentru că, așa cum se știe de altfel, dacă pentru acest trup există medicamente care pot să amelioreze și poate chiar să vindece anumite suferințe, pentru suflet, cu toții ne punem întrebarea oare care este medicamentul cel adevărat pe care noi îl putem folosi ca sufletul nostru să fie mângâiat, ca sufletul nostru să-și găsească liniștea și echilibru și ca armonia pe care noi de fapt am pierdut-o în cuplu, în familie, între colegi, să revină și să începem de altfel de acolo de unde s-a terminat povestea bucuriei, să căutăm metodele care sunt necesare, care sunt de fapt canoanele sau rețetele ce ne sunt recomandate ca psihicul nostru să revină și noi să redevenim oameni puternici. Ce este important de știut și aș vrea ca să rețineți acest aspect, că orice întâmplare care vine în viața noastră, fie că este de natură administrativă, fie că are legătură cu vreo suferință fizică, trupul sau sufletească, toate problemele care vin și încercările care sunt îngăduite de Dumnezeu Creatorul sunt îngăduite în viața noastră pentru a se produce schimbarea. Mulți căutăm răspuns la aceste întrebări. De ce mie? De ce a trebuit să experimentez suferința? Să știți că s-a dovedit că suferința te face mai puternic. Suferința te maturizează și nu numai că te maturizează, dar te face să devii mai înțelept și să gândești de două ori înainte de a mai face o greșeală sau de a mai, comite o faptă sau de a intra într-un anturaj care te poate influența. Degradarea psihică, de unde apare? Despre acest lucru vă voi vorbi într-o carte viitoare. În scurt timp va fi publicată și să știți că această carte despre care vă vorbesc acum va fi un pansament pentru suflet, așa cum aceste cărți pe care le vedeți aici
emisiunile mele, așa cum dumneavoastră de altfel susțineți, sunt pansament pentru suflet și mângâietoare în suferințele pe care le aveți, de multe ori pricinuite de suferința trupului, de suferința sufletului sau de suferința unor oameni pe care i-ați ales, cărora le-ați încredințat iubirea și care v-au trădat-o. Ca să explic puțin și să fiu mai înțeles, de fapt, de cei care pentru prima dată mă urmăriți sau poate întâmplător ați butonat televizorul și ați dat peste un preot care vă vorbește astăzi nu tocmai despre Evanghelie sau despre învățături bisericești, ci iată cum încerc să vă vorbesc astăzi despre ceea ce ne spune știința și de altfel ceea ce ne susține religia, pentru că știința și religia și-au dat mâna. Ce trebuie să știm este acel, de fapt, dicton sau acea mențiune pe care o regăsim în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură există publicat cuvântul să nu-ți fie teamă de 366 de ori. Știm că anul are 365 de zile, iar este publicat 366, să nu-ți fie teamă, tocmai pentru a ne face să înțelegem că teama este, sau frica este, principalul vinovat care conduce în degradarea psihică a oricărui om. Este dovedit acest lucru, încearcă să-l sperii pe un om care are o problemă, încearcă să-l terorizezi, în ghilimele, psihic, și în momentul în care l-ai consternat prin această frică, ai reușit să îl domini și prin frică, din păcate, poți să-l transformi și să faci ce vrei din el. Cam asta se întâmplă la nivel mondial cu anumite instituții sau guverne care probabil și-au propus ca prin teroare sau frică să coordoneze sau să conducă mințile oamenilor, și se știe că noi am trecut totuși printr-un regim totalitar în care ți era frică să-ți faci cruce, ți era frică să vorbești despre Dumnezeu, dar mi-e să te mai duci la biserică sau să te închini sau să te cununi. Și știți prea bine, cei care ați trecut și ați trăit aceste perioade, cât de grav și cât de dificil era că în acel moment tu, ca om, să te poți apropia de Dumnezeu. Ce este dureros, din păcate, și de fapt ceea ce constatăm astăzi, că degradarea psihică a oamenilor este generată din lipsa de credință. Nu-ți cere nimeni să fii habotnic. Să știți că eu sunt unul dintre slujitorii bisericii care nu recomand habotnicia. 70.000 de acatiste, 200 de nu știu câte metanii și așa mai departe. Să știți că infuzia aceasta exagerată pe care unii călugări sau preoți înduhovniciți o recomandă ucenicilor, nu cred că este tocmai potrivită în secolul în care trăim. De ce? Pentru că, să zicem, i-ai dat un canon unei persoane să îndeplinească anumite cerințe, 7 acatiste, am auzit tot felul de rețete duhovnicești, 70 de Tatăl Nostru, 100 de acatiste, 50 de lumânări și așa mai departe. Sunt lucruri care vă depășesc. Un om, după ce este căzut psihic, după ce este timorat de frică, după ce are suferința pe care o mai are, dacă i-ai dat acest canon, l-ai îngenunchiat. De ce? Pentru că nu va reuși psihic să facă față acestor cerințe și, nereușind să facă față, se va simți vinovat că n-a reușit de altfel să îndeplinească canonul care a fost dat, și pe lângă greutățile pe care le are psihice, acceptarea a ceea ce îi se întâmplă, îi va fi și mai greu să accepte faptul că a fost învins și că n-a reușit să-și îndeplinească dorința pe care a avut-o. De aceea, întrebarea pe care o pun mulți credincioși: ce facem, Părinte, în aceste situații? Avem necazuri, avem probleme, avem, iată, încercări care ne apasă, pentru că, să știți, bisericile au început să fie din ce în ce mai pline. De ce, vă întrebați, trăim totuși într-un secol în care, din păcate, Facebook-ul și internetul domină mințile
multor oameni, al tinerilor, și guvernează de altfel informația pe care o obținem acolo, guvernează de multe ori lumea. De ce? Transmite o știre falsă și toată lumea ia foc, comentarii, șeruiri și multe altele, care ce fac de fapt? Încep să distrugă ceea ce mai este bun în noi. Și mă refer la morală, mă refer la tot ceea ce are legătură cu sentimentul de creștin. Câtă vreme ne va dispare sau ne va dispare credința sau sentimentul de creștinism. După cum observăm, tinerii din zilele noastre nu prea au tangență cu biserica, înjură preoții, înjură biserica. Ne vom întreba ce se va întâmpla cu lumea. De ce? Pentru că religia, credința, ceea ce simțim noi, are o foarte mare importanță în tot ceea ce înseamnă viitorul, a ceea ce vom trăi și ceea ce vom experimenta. Și m-aș opri puțin la câteva aspecte extrem de importante, pentru că mulți dintre dumneavoastră vă simțiți singuri. Singurătatea este dureroasă. Sunt cupluri, familii care sunt singuri în doi. Aici deja vorbim de gravitate, când soțul și soția trăiesc în aceeași casă, se uită unul la altul ca la doi străini. Și ce este mai grav? Faptul că în familie, între nurori, soacră, socri, au început să apară conflicte, care, vă spun sincer, nu sunt deloc binevenite, pentru că acestea contribuie la fisuri care se produc la nivel mental, care la rândul lor dau loc unor interpretări, suspiciuni. Am auzit tot felul de vorbe, că mi-a făcut soacra vrăj, că m-a blestemat nora și așa mai departe, și toate aceste așa zise viziuni pe care fiecare le are și le dezvoltă, nu fac altceva decât să creeze fisura sau ura care se produce între cei care în mod normal trebuie să se iubească și să se respecte. Aș vrea să mă opresc puțin la un capitol, zic, important, și acest capitol este legat de ceea ce trăiți astăzi. Mulți dintre dumneavoastră trăiți în suferință. Mă întrebați, părinte, cum să o vindec? Cum să-mi alin suferința? Cum să scap de necazurile pe care le avem? Pentru că necazurile de multe ori sunt mai puternice decât puterea pe care noi oamenii o avem de a le duce. Și eu am venit cu soluții. Soluții care, din fericire, au dat rod. Soluțiile pe care eu le-am recomandat și mulțumesc Sfântului Pangratie că m-a ajutat să le promovez și să vă ajut inclusiv pe dumneavoastră, sunt tocmai aici, prin prezența Sfântului despre care v-am vorbit și vă voi vorbi de fiecare dată, Sfântul Pangratie. Auziți probabil pentru prima dată de el. Aș vrea să știe cei care mă ascultă pentru prima dată că acest sfânt este unul dintre cei mai puternici sfinți, grabnici ajutători în necazuri, în suferință și vindecători de boli. De ce? Pentru că invitata care va veni după ce voi încheia această emisiune, deci în partea a doua a emisiunii, doamna terapeută Aurora Sităruș a trecut printr-o gravă suferință și o maximă suferință pe care nu pot descrie în cuvinte. Era în momentul în care trebuia să-i se taie piciorul, să-i se ampute piciorul. Era necrozat și toți medicii au recomandat amputarea. Credeți-mă că acest lucru, atunci când îl asculți ca om de rând, să auzi că trebuie să, sau ți se recomandă să fie amputat un membru pentru că altfel te poate omorâ, să zic, suferința sau durerea, n-ai cum să mai poți gândi sau să te mai bucuri. Singura speranță care îți mai rămâne în acele momente este Dumnezeu și, sigur, medicina care spune la un moment dat atât am putut face, asta este recomandarea noastră, nu putem decât să vă recomandăm să căutați alte soluții. Ei, vreau să vă spun că o astfel de experiență trist am cunoscut-o, am întâlnit persoana despre care v-am vorbit, în această seară va fi cu noi și vă va confirma cele ce vă spun, pentru că într-adevăr s-a produs o minune
Și minunea nu este doar singură. Așa cum vă spuneam că o fetiță mută la 3 ani și 8 luni s-a, pentru prima dată a început să vorbească și în timpul în care noi făceam rugăciune de dezlegare din data de 21 noiembrie, la fel un copil de 6 ani, în timp ce se cânta Sfinte Dumnezeu, a început să cânte cu noi și să vorbească. Minunile continuă să se întâmple la Bisericuța Sfânta Maria din Lemn, bisericuța unde Maica Domnului este guvernatoare și Sfântul Pangrate este ocrotitor, pentru că Sfântul Pangrate are moaștele acolo, despre care v-am vorbit aproape în fiecare emisiune și iată că am apelat și acum și apelez la buna voința noastră de a ne ajuta să construim o raclă din argint unde părticică din mâna Sfântului să o aveți spre sărutare și închinare când veți fi prezenți și vă invit pe toți pe data de 26 martie acest an 2022 la dezlegările mari pe care le vom face tocmai pentru a vă elibera sufletul de suferință, de vrăji, de blesteme și de alte încercări, boli fizice, pentru că, repet, pentru a nu știu câte oară, nimic în viața noastră nu este întâmplător, iar cei care aveți această posibilitate, părticică din efortul pe care l-ați face sau îl veți face, va fi de fapt regăsit în ceea ce veți găsi atunci, racla moaștelor Sfântului care vă va aștepta cu drag pentru a vă aduce mânghiere și alinare celor care treceți prin suferință. Asta nu înseamnă că nu puteți veni la slujbe, că nu puteți veni la biserică și mâine sau atunci când vă hotărâți, indiferent din ce colț al țării ați veni, pentru că pelerinii vin și vizitează acest loc minunat, această biserică minunată, numită Biserica Sfânta Maria din Lemn, pe care am ctitorit-o. Și la această lucrare, această realizare, unde Duhul Sfânt este prezent, vă invit, nu vă invit la bar, nici la discotecă, să veniți și să-L luați ca protector pe lângă Sfinții pe care aveți și pe Sfântul Pangrate, a cărui icoană o vedeți aici și o puteți cere să vină în casa voastră, să vă aducă de altfel bucuria unor vești bune, așa cum și altor persoane importante, așa cum v-am dat exemplu doamnei Aurora Sităruș și nu numai, i-a adus de fapt schimbarea vieții și i-a dat sau i-a redat șansa de a se bucura la viață. Totodată aici la bisericuță sau veți găsi prin editura care o avem și pachetul Darul Bucuriei, prin care îl puteți comanda sau îl puteți cere ca să vi se trimită acasă și mai mult decât atât, în el veți regăsi cartea de dezlegări unde sunt rugăciunile ce sunt recomandate tuturor acelora care trec prin anumite momente și probleme, dar și acelora care trec prin suferință. V-aș ruga să notați un număr de telefon unde puteți să le cereți și v-aș ruga să-l notați acum. Îl voi repeta de două ori pe lângă cel afișat de pe ecran. O să rog și regia să-l menționeze: 0728 376 889. Deci 0728 376 889. La acest număr veți putea cere icoana Sfântului și odată cu ea veți primi și binecuvântarea pe care vă dăm. Iar dacă veți cere să aveți în casa voastră cărțile, vă voi semna pe ele sau vă voi trimite binecuvântarea mea cu dedicația celor tineri sau acelor persoane pe care doriți să le bucurați cu darul bucuriei și să le arătați de fapt dragostea pe care le-o purtați și recunoștința. Revenind la subiectul afișat pe micul ecran, de unde apare degradarea psihică. Degradarea psihică apare în mod special, să țineți minte, de la momentul în care omul a trecut de la starea de bucurie la starea de tristețe. Un moment important, de altfel, și aveți grijă că este pasul atât de mic de la bucurie la tristețe încât nici nu ne dăm seama când am trecut de la râs la plâns. De aceea, cei care astăzi sunteți triști,
cei care astăzi aveți o anumită problemă, cei care astăzi treceți printr-o anumită încercare, vă rog să aveți în vedere ceea ce vă voi spune, să nu stați așa, pentru că frecvența vieții voastre se măsoară precum se măsoară tensiunea, pulsul, bătăile inimii și nu numai. Frecvența vieții noastre se măsoară în mod special prin modul în care noi percepem viața, prin modul în care noi știm să ne gestionăm și prin anturajul, atenție, foarte important, pe care îl avem și pe care, de fapt, îl folosim sau ne folosește în a ne autodistruge. Se știe că mulți tineri astăzi sunt pierduți. De ce? Pentru că sunt consumatori de substanțe. N-are rost să spun despre ce este vorba, că înțelegeți. Mulți dintre soții dumneavoastră sau soțiile sau fiii dumneavoastră sunt consumatori de alcool, o altă degradare. Nu numai fizică, dar și psihică. Pentru că un om care nu mai este coerent, nu mai este lucid și nu mai este stăpân pe mintea lui, este vulnerabil și din acel moment poate să trăiască orice sau să experimenteze tot felul de experiențe dureroase care îl pot conduce fie la degradare psihică, fie la degradarea fizică, dar ce este mai grav, îl pot conduce la depresia, care este de fapt astăzi considerată boala secolului. Oamenii care sunt în depresie astăzi au ajuns acolo pentru că într-un anumit moment al vieții n-au știut să aprecieze, n-au știut să-și respecte trupul, corpul lor fizic și pe lângă acest lucru au uitat de legile nescrise ale Universului, dar și de legile cele scrise ale lui Dumnezeu. În legile cele scrise ale lui Dumnezeu sunt menționate cele 10 porunci, în care una dintre ele este dedicată părinților, în care copiii trebuie să-și respecte părinții. Aș vrea să stați puțin și să analizați câți dintre copiii de astăzi își mai respectă părinții. Câți dintre copiii de astăzi mai au această teamă de Dumnezeu și nu în sensul că vine cu bâta sau cu parul Dumnezeu să ne lovească. Teama înseamnă respectul pe care îl port acelui element sacru sau teama pe care o port de fapt creatorul Universului, Dumnezeu, cel care poate să schimbe viața unui om din iad în rai sau raiul să ți-l transforme în iad prin acceptul tău, pentru că asta faceți mulți. Mulți ne transformăm viața din rai în iad și iadul îl transformăm în iad. De ce? Pentru că am acceptat la un moment dat să ieșim din tot ceea ce se numește normalitate în univers. Normalitatea în univers înseamnă ca noi să știm să respectăm anumite reguli nescrise de care tocmai vă vorbeam. Deci cele 10 porunci le găsiți în Sfânta Scriptură, însă celelalte reguli care nu sunt scrise nicăieri în univers au legătură directă cu viața ta, cu persoana ta, cu modul în care gândești și îți programezi viitorul, pentru că așa cum vă programați mulți ceasul să vă sune la ora 8, că mă ascultați în direct la Capital TV sâmbătă sau joi seara la 7 la Inedit TV sau vineri, aceste programări de altfel au legătură cu tot ceea ce noi ne dorim de la viață și ceea ce facem ca ceea ce ne dorim să și merităm. Când vorbim de dorințe, să știți că dorința, așa cum v-am spus, este rugăciune. Rugăciunea este dorință. Eu trebuie să apelez la ajutor ca vrednicia mea, ca dorința mea să fie vrednică și să mă pot situa la cel nivel de frecvență înalt, nivelul de frecvență al îngerilor, pe care eu, de fapt, îl folosesc pentru a mă adresa puterilor cerești și a mă adresa lui Dumnezeu în momentul în care am reușit să conștientizez cât de importantă este rugăciunea, cât de important este momentul în care eu conștientizez faptul că am greșit și aleg să merg în fața unui duhovnic, unui preot, să-mi spovedesc păcatele și să-i cer ajutor. În ce sens ajutor?
de a-mi dezlega, de a-mi elibera sufletul de greutatea suferinței în care mă aflu. Aici intervine rolul sfinților. Aici vin sfinții. Sfinții sunt cei care sunt prietenii ai noștri. Sfinții sunt mărgăritari ale cerului și de altfel sunt avocații noștri care vorbesc înaintea lui Dumnezeu despre cerințele noastre. În cazul de față, eu am descoperit un mare avocat al cerului și un mare sfânt pe care vi l-am recomandat și vi-l recomand de fiecare dată, Sfântul Pangratie. Aș vrea ca să fac o mică paranteză. Ce legătură are Sfântul Pangratie cu degradarea psihică? Are o foarte mare legătură. S-a dovedit că în casele unde a ajuns a adus multă liniște, bucurie și mulți oameni care erau tulburați, care erau în depresie, erau foarte consternați de frică să-și găsească liniștea. De aceea mai repet o dată numărul de telefon, pentru că îmi spunea cineva din regie că nu s-a înregistrat. 0728 376 889 este numărul la care, pe lângă cel afișat pe ecran, puteți să îl cereți pe Sfânt să ajungă în casa voastră. N-aș vrea să judecați acest moment greșit. Este de fapt mesajul pe care eu vi-l transmit acelora care mă priviți cu atenție astăzi și care aveți ochii înlăcrimați. Știți, foarte mulți dintre telespectatori, dintre cei care mă ascultați în emisiunile mele, poate unele mai reușite, poate altele mai prost realizate, deși nu cred, îmi spuneți: părinte, am avut ochii plini de lacrimi când v-am ascultat și am început să îmi vindec această suferință care mi-a apăsat sufletul și mă transforma din om în neom, pentru că în momentul în care omul este în starea de degradare psihică, dorește să se izoleze de societate, dorește să stea retras, să nu mai audă de nimeni, să nu mai creadă în nimic. Și aici am atins un subiect foarte important, credința. Pentru că mulți dintre dumneavoastră poate ați reușit să ajungeți la Bisericuța Îngerilor, Bisericuța Sfânta Maria. Îi se mai spune Bisericuța Îngerilor pentru că acolo mulți dintre credincioși au văzut îngeri și nu vorbim de halucinații sau de oameni cu tulburări psihosomatice, vorbim de oameni care au venit și au văzut îngeri. În timp ce ne rugam, vă pot da acest exemplu și inclusiv doamna Aurora Sităruș, care era într-un moment la dezlegări, a văzut o minune pe care am trăit-o și au văzut-o pelerinii care erau prezenți, că în toată zona ploua, iar în curtea bisericii și deasupra bisericii a ieșit soarele, adică la 2 metri era ploaie și în interiorul bisericii, în interiorul curții unde se făceau rugăciunile, ieșise soarele și toată lumea își făcea cruce, se închina, văzând de altfel minunea care s-a realizat, pentru că așa ceva nu vezi decât poate odată în viață. Îngerii sunt prezenți în viața noastră atunci când le dăm voie și când credința noastră este mai puternică decât îndoiala. Știți, toți ne vom îndoi. Aveți tendința, mulți, și mă refer acum la cei care sunt foarte sceptici, trăiesc viața prin scepticism. Întotdeauna văd verdele, îl văd negru, negru îl văd roșu și albul întotdeauna îl văd incolor. Acești oameni niciodată nu vor fi fericiți, sunt niște frustrați. Aveți grijă să nu îi aveți în anturaj consilieri. De ce? Pentru că acești oameni întotdeauna vă vor da drumul sau vă vor lăsa să mergeți pe drumul vostru cu frâna de mână trasă. Întotdeauna vor spune: nu există, sunt povești, sau cine e ăla, lasă că-l cunosc eu, știu eu despre cine e vorba, nu e ceea ce pare, și își vor da cu părerea. Așa să nu-i ascultați. Pentru că în acel moment în care veninul din gura lor vă otrăvește de altfel sufletul, v-a închis acel venin perspectiva sau șansa de a cunoaște până la urmă adevărul. Eu cred că cel mai important lucru atunci când vorbești despre o persoană, când vorbești despre un loc, când vorbești despre ceva sacru, cel mai important lucru este să te duci să-l cunoști, acel loc, și apoi să-ți dai cu părerea, pentru că părerile întotdeauna pot fi pro sau contra. Pentru unii, dumneavoastră sunteți cei mai minunați oameni,
iar pentru alții sunteți cei mai nenorociți. De aceea trebuie să înțelegeți și să acceptați ideea că niciodată nu veți fi mulțumiți sau nu veți găsi oameni care să fie mulțumiți în totalitate de voi. Singurii care vor fi mulțumiți și care vă vor iubi așa cum sunteți sunt oamenii sinceri. Este greu să-i întâlniți. De aceea vă rog să rețineți că sinceritatea este importantă în a ne îndeplini, în a îndeplini de fapt misiunea pe care o avem pe acest pământ, pentru că fiecare om, de la ciobanul care păzește oile până la omul cel mai de însemnătate, s-a născut cu un rost în acest pământ, în această viață, a venit cu un rost pe acest pământ. Unii să vă mângâie sufletele, alții să vă producă suferință, ca prin suferința adusă de aceștia să găsiți rețeta sau calea spre mântuire, drumul spre mântuire. Vă rog să rețineți că boala este de fapt rezultatul păcatelor. Păcatelor pe care le moșteniți fie din neam, păcatelor pe care probabil nu le-ați eliberat și a unor suferințe de care n-ați putut să vă eliberați. Ce este important să reținem? Că atunci când am o suferință, trebuie să o las, să mă depărtez de ea. Știți, un mare profesor american spunea la un moment dat și le vorbea studenților, le recomanda să-și ia concediu de la probleme. Și le spunea, măi, dragii mei, cei care au probleme astăzi, luați-vă concediu 10 zile de la probleme. Nu te mai interesează nimic din ceea ce ți se întâmplă. Încearcă să ignori tot ceea ce este negativ și să te bucuri de soare, să te bucuri de lumină, să te bucuri de ceea ce îți oferă această viață și să te bucuri, atenție, că spre deosebire de alții care nu văd, care sunt muți, care sunt șchiopi, care sunt ciungi, ție ți-a dat Dumnezeu mai mult decât poate a îngăduit să li se întâmple acestora să treacă printr-o astfel de suferință și tocmai, iată, că ți-a îngăduit acest lucru, tu, iubite suflete, iubite creștine, ai obligația de a-i mulțumi cu recunoștință. Ce este la fel de important să știți, că până la urmă voința noastră este mai puternică decât decizia diavolului. Îngăduie Dumnezeu să fii puternic, să ajungi la biserică, în speță chiar la bisericuța noastră. Și după ce ai plecat de acolo, dacă ți-a scăzut credința, dacă ți-ai pierdut-o sau te lași influențat de răutățile celor din jur, vei ajunge la un moment dat ca tu, cel care erai un om puternic, un om care erai aproape de divinitate, să te transformi într-un element negativ, într-un personaj dușmănos, răutăcios, care întotdeauna va găsi sau va avea posibilitatea și timpul să comenteze, să arate cu degetul și să vorbească de rău pe alții. Nu vă însoțiți la drum cu acei oameni. Despre acest lucru spunea chiar un mare duhovnic pe care îl iubiți, Părintele Calistrat, un om care a reușit să bârfească pe cineva, într-o zi te va bârfi și pe tine. Revin la subiectul nostru. Este important să știm că în viața noastră minunile apar atunci când Dumnezeu ni le scoate. De aceea, poate astăzi, informațiile pe care le primiți, faptul că noi, prin emisiunea din partea a doua, vom demonstra și vă voi arăta ce înseamnă puterea credinței, puterea unui sfânt, Sfântul Pangratie, care a reușit să transforme viața unui om. Și prin faptul că astăzi vă vorbesc despre un sfânt cu o putere nemai întâlnită, cel puțin de mine, și nu vreau, Doamne ferește, să se supere cineva, să se înțeleagă că aș pune în umbră valoarea marilor sfinți pe care îi iubesc, îi apreciez și are biserica noastră și pe care îi respectăm și îi iubim și îi venerăm. Însă sunt multe situații în viața noastră care au nevoie de răspuns imediat sau de îndată. Vă spun, am dat de exemplu în dar sau am trimis o icoană unei familii care aștepta un răspuns de la bancă pe care nu-l mai primise de câteva
luni bune de zile și erau pe punctul de a pierde tot și nu cred că nu putem vorbi de întâmplător, știți că spunem întâmplător, s-a produs acel eveniment. Nu. Chiar a doua zi, după ce Sfântul a ajuns în casa acelei familii și a fost pus la ușă, așa cum am învățat credincioșii, să-i pună mâna pe icoană și să se închine, s-a produs minunea, oamenii au primit răspunsul că li s-a aprobat refinanțarea și viața lor din acel moment a căpătat un alt contur. Sigur că ceea ce vă spun poate însemna un lucru prea mic pentru unii și poate mulți vor râde de exemplu pe care l-am dat. Însă aș vrea să-mi răspundă cei care astăzi râd sau care mă comentează și mă bârfesc că vorbesc despre un sfânt non-stop. Nu vorbesc non-stop. Vorbesc despre un sfânt care vă ajută și este de datoria mea, dacă am constatat că acest sfânt face minuni, să vă recomand să-l aveți în casa voastră pentru că nu pierdeți nimic. Din contră, poate prin puterea Sfântului, prin rugăciunile pe care vi le recomand, iată, regăsite în pachetul Darul Bucuriei sau prin cărțile mele, să vă găsiți de fapt răspunsul și rezolvarea problemelor pe care le aveți, așa cum, repet, invitata mea, pe care o puteți căuta pe YouTube, Aurora Sităruș, care era la un moment dat în prag de moarte, de a-și pierde un picior, a fost salvată de prin puterea credinței și, repet, lăsând medicina să dea un răspuns cum a fost posibil acest lucru, câtă vreme să știe că un picior necrozat, un picior care nu mai are viață, poate să revină la viață și acea persoană poate să umble pe picioare, adică n-a ajuns să fie operată, Doamne ferește, și să își piardă acest membru important care te ajută să mergi în locurile unde îți comandă sufletul, mintea sau gândurile. Mulți dintre dumneavoastră, din păcate, sunteți comandați ca picioarele voastre să meargă spre birt și mă refer la domnii care au acest viciu. Mulți dintre tinerii noștri sunt comandați de gânduri și de mintea lor să meargă spre discotecă. Nu spun că ar fi ceva rău să te duci la discotecă, dar dacă te duci la discotecă și ți-ai dat plăcere trupului tău, aceeași plăcere oferă și sufletului. Dacă ai stat o oră în discotecă, vino și stai o oră la biserică. Vă invit cu drag să veniți la bisericuța unde veți întâlni lucruri pe care nu le-ați mai întâlnit. Și asta nu spun ca marketing, nu spun ca să supăr vreun părinte coleg. Îi invit și pe aceștia să vină. Așa cum am spus și las acest lucru cu legământ. Să nu fie un român în această lume care să nu treacă cel puțin o dată pe acolo, să se închine la Maica Domnului și la Sfântul Pangratie, care prin puterea sa a reușit să aducă bucurie, liniște și fericire în multe case și familii unde a ajuns. Îmi pare rău că timpul este foarte scurt și nu vă pot citi mesajele oamenilor care vin cu mulțumire și cu bucurie că Sfântul i-a schimbat viața. Ceea ce urmează să vă spun și ceea ce urmează în partea a doua a emisiunii, pe care vă rog să anunțați prietenii, rudele, să ne urmărească în direct, este o mărturie cutremurătoare a unui om care are valoare în această țară. Aurora Sităruș este scriitor, Aurora Sităruș este terapeut, Aurora Sităruș este cunoscută în acest mediu. Deci nu este o persoană care să vină și să mintă în fața camerelor de luat vederi. Pur și simplu astăzi este aici la invitația noastră pentru a depune mărturie de puterea pe care o are credința și Dumnezeu înainte de orice îndoială pe care noi avem și de ajutorul pe care l-a primit în bisericuța noastră atunci când am cunoscut-o vineri, într-o zi de vineri, n-am să iei niciodată la institut. Marțea îmi spunea, sunt programată, părinte, să mi se taie piciorul, să-mi fie amputat. Și am spus, știu că este dureros, veniți la biserică, voi ruga credincioșii care sunt acolo să ne rugăm împreună, să vi se deschidă, aici, repet, nu mă vor înțelege frații mei preoți și probabil mă vor comenta, există chakra vindecării. Este foarte important, dacă ești bolnav, această chakra vindecării să fie deschisă. Ca tot ceea ce înseamnă parte de energie pe care tu o primești de la corpul spiritual, de la suflet,
să poată pătrunde și prin energia binefăcătoare să te faci tu să devii un om sănătos, cum? Nu neglijând ceea ce spun medicii. Eu cred mult în medicina alopată, cred mult în știință, dar să nu uităm un lucru, că în spatele multor rețete și multor recomandări pe care le primim de la marile companii farmaceutice, există și interesele care sunt, bineînțeles, bine cunoscute și care până la urmă au rolul lor în această viață. Este adevărat că există medici sfinți, există medici care pur și simplu prin efortul lor, prin dăruirea lor, au contribuit și contribuie la aducerea la viața celor care sunt pierduți, la celor care sunt căzuți. Și nu uitați, dacă vrei să te faci sănătos, să fii bine, în primul rând vindecă-ți psihicul, vindecă-ți sufletul, vindecă-ți mintea, iar mintea se vindecă doar dacă știi să înțelegi că răbdarea în situația de față, în situația în care am fi, este de fapt la ea acasă. Atunci când omul a înțeles că rugăciunea, că meditația, că Sfânta Împărtășanie, că prezența la Sfânta Biserică poate să îi aducă ce? Șansa de a fi mai bine, de a cunoaște acea zi sau de a reîntâlni acea zi în care era bine, era sănătos. Și aici iată că Sfânta Biserică ne recomandă taina Sfântului Maslu. Și Sfântul Apostol Pavel spunea că de este cineva bolnav să cheme preotul. Iubiții mei, vă recomand în casele voastre, acolo unde există oameni suferinți, să chemați preoții să vă facă Sfântul Maslu. Chemați părinții să vă facă sfeștanii. Îmi veți spune mulți, păi am făcut acum o lună, nu contează, mai fă o dată. De ce? Pentru că duhurile se schimbă de la unul la altul. Dacă soțul tău era astăzi posedat și paurla, mâine s-ar putea să fie soacra ta sau copilul tău. De aceea, pentru a elimina aceste duhuri, este bine ca sfeștania în casă să o faceți cel puțin o dată la o lună și aghiasma să o aveți în fiecare dimineață, să o beți dimineața pe stomacul gol. Iar în cazul în care veți decide ca să-l aveți pe Sfântul Pangratie în casa voastră și-l veți pune la ușă, să vă luați un mănunchi de pătrunjel, să-l puneți într-un borcan cu apă și veți vedea dacă pătrunjelul se veștejește a doua zi, înseamnă că sunt multe entități conlocuitoare cu voi în casă, drept dovadă că auziți dulapuri scrâșnind, becuri, geamuri care foșnă sau, nu știu, tot felul de sunete, zgomote ciudate. Și dacă el rămâne crud, rămâne verde, veți vedea că energia casei va fi una binefăcătoare. Cu cât va fi mai schimbat, cu cât va fi mai întotdeauna verde, veți vedea că și lucrurile în viața noastră, în casa noastră, încep să funcționeze. Dar nu înainte de a mulțumi lui Dumnezeu, de a vă ruga, de a vă face rugăciunile zilnice și de a încerca să găsiți, de fapt, răspunsul problemelor pe care le aveți și care sunt strict legate de credința pe care o împărtășiți, dar să o împărtășiți fără îndoială. În momentul în care începi să crezi în ceva și te îndoiești, să știți că din acel moment nu mai ești tu. În acel moment nu te mai conduce îngerul păzitor, pentru că vorbeam de îngeri, ci te conduce Duhul cel rău care pune stăpânire pe mintea ta și te face întotdeauna să comentezi sau să fii nemulțumit de ceea ce trăiești. Știți câți oameni frustrați sunt? Știți câți oameni nemulțumiți sunt? Știți câți oameni astăzi se plâng că n-au câștigat la loto, se plâng că n-au câștigat la jocurile de noroc? Pe asta nu e o problemă. Problema este atunci când tu ai acceptat că ai o problemă. De ce? Pentru că orice problemă are rezolvare. Asta trebuie să știți. Câtă vreme credința ta este mai puternică, să țineți minte, decât problema pe care o ai. Eu v-am spus așa, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. În cazul invitatei pe care o voi avea în câteva minute, Aurora Sităruș, credința dânsei a fost mai puternică decât suferința și boala. Și a spus, Părinte, eu cred că nu întâmplător v-am întâlnit, nu întâmplător ne-am întâlnit.
că nu întâmplător am ajuns la bisericuța unde Sfântul Pangratie și Maica Domnului erau acolo și am simțit prezența lor. Și mai ales rugăciunea oamenilor, rugăciunea colectivă pe care am făcut-o, a generat atâta putere și energie încât miraculos, subliniez cuvântul, miraculos, cred că este ceva la care medicii nu știu să răspundă. Un picior necrozat a revenit la viață. Ori acest lucru, credeți-mă, chiar este de discutat, acest lucru chiar este o minune pe care trebuie să o înțelegeți și să o știți, că dacă a fost posibil și dacă este posibil să se întâmple, acest lucru se va întâmpla în orice situație, acolo unde există credința, unde există dragoste, unde există iubire. Pentru că îmi vorbea atât de frumos și mai ales am citit cărțile doamnei Aurora Sităruș, nu-i fac reclamă că n-am vreun interes, dar am citit acolo în cărțile sale cât de importantă este iubirea pe care o poți oferi necondiționat, pe care de fapt o poți transmite către oamenii care ți-au greșit și cât de important este ca tu, în momentul în care ești în starea de degradare psihică, să accepți că nu s-a terminat aici totul, că de mâine soarele va răsare în viața ta, că de mâine viața ta se va schimba și că pe acest pământ nu ești singur, că sus în ceruri există Doamne, Doamne, există Dumnezeu care este prezent de câte ori îi spunem numele, pentru că Hristos spunea unde doi sau trei vorbesc despre mine, acolo sunt și eu. Și mai mult decât atât sunt îngerii și sfinții pe care v-am vorbit, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, sunt sfinții care de fapt îi aveți ca ocrotitori ai numelui și mai ales și Sfântul Pangratie în casele unde a ajuns și a adus bucurie și a adus pace și va aduce o șansă pentru fiecare om, pentru fiecare suflet care astăzi este trist, ca de mâine să fie vesel. Și tocmai pentru acest lucru vă invit cu drag să ne vedem. Vă aștept la bisericuță să ne rugăm împreună. Vă aștept să ne rugăm împreună pentru cei bolnavi. Voi încerca de acum încolo, în fiecare sâmbătă când voi veni la televizor, să dedic 2 minute de rugăciune sau 3 pentru cei bolnavi. Și acum aș vrea, repet, să ne rugăm împreună și să nu închideți, să nu schimbați canalul, pentru că peste 10 minute revenim cu invitata de care v-am vorbit. Aș vrea să ne rugăm în aceste 2 minute pentru cei bolnavi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, binecuvintează-i pe toți cei ce suferă și vindecă-le suferința, dă-le lor sănătate, spor, ajutor și iertare de păcate. Doamne, ajută, ne reîntâlnim imediat.
Să aveți bucurie, sufletelor dragi, din nou împreună în această seară cu dumneavoastră, așa cum v-am promis. Voi avea invitat surpriză. Avem invitat astăzi în platou pe doamna Aurora Sităruș, terapeut, este consilier, life coach, antrenor de viață și este de fapt persoana care ajută multe persoane aflate în dificultate să-și găsească răspuns la provocările pe care viața, iată, ni le aduce nouă de multe ori cu voia sau fără voia noastră. Așa cum vă spuneam încă în cealaltă parte a emisiunii, dânsa este aici pentru a împărtăși ceea ce vă spuneam de miracolul pe care puterea credinței, sfinții pe care noi avem și ne rugăm, a adus în viața dânsei. Pentru cei care pentru prima dată acum deschideți micul ecran, televizorul, trebuie să știți că doamna Aurora Sităruș, o găsiți și pe Facebook, este chiar și scriitor, are două sau mai multe cărți scrise, dar eu am citit Viața între teorie și practică și are o carte, Comunicarea cu îngerii. Este un exemplu și un model de altfel pentru noi, oamenii, pentru că atunci când ești bolnav, când treci printr-o încercare dură a vieții și ești pus în fața unor situații care numai că le asculți îți transmit fior, dar voi să le mai și trăiești, vă pot spune că poate mulți n-am rezistat să auzim că în urma unei boli, la care nu vreau să-i dau numele, trebuie să ți se taie piciorul sau să fie amputat pentru că nu se mai poate face nimic. Dânsa este exemplu viu că minunile pot exista și că de fapt credința este mai puternică de multe ori decât ceea ce ne scriu medicii și n-aș vrea să contest, repet, valoarea lor, pentru că au rolul lor important în viața noastră. Medicii sunt de altfel cei care pansează rănile, dar să nu uităm că Dumnezeu le vindecă. Deci, prin puterea credinței, prin șansa pe care i-a dat-o Dumnezeu împreună cu sfinții, dânsa a reușit să primească o nouă viață, o viață de a se vindeca miraculos o necroză, un picior negru, și astăzi este aici pentru a ne mărturisi acest lucru și nu numai, de a povesti de altfel din experiențele pe care le-a obținut de-a lungul vieții, mai ales că într-un anumit moment al vieții, ca mamă, a suferit cel mai mult pentru că și-a pierdut fiica în accident. Bună seara, doamna Aurora Sităruș, bine ați venit în emisiunea noastră, fiți binecuvântată. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre și aș vrea să îi salutați și pe cei care cu dragoste și cu bucurie ne ascultă astăzi, să le transmiteți mesajul de bucurie și de salut. Vă mulțumesc frumos de tot pentru invitație și mă simt onorată că pot veni aici în fața celor care ne ascultă și ne văd, pentru că de foarte multe ori în viața noastră există cumpene din care nu știm să ieșim. Meseria mea m-a ajutat ca de-a lungul vremii să pot să găsesc un răspuns pentru cei care vin la mine cu probleme de diferite tipuri. Vreau să se știe că de fiecare dată când pe mine problema mă depășește într-un fel sau altul ca terapeut, prefer să vin și să vorbesc cu domnia voastră, pentru că sfaturile pe care le poate da un preot nu fac decât să întregească acea sferă în care omul începe să se simtă în siguranță. Nu știu dacă își mai aduc aminte oamenii, dar înainte era un triunghi din acesta foarte puternic, mai ales la sate, care ajuta orice om să treacă prin tot felul de probleme. Era odată învățătorul, era odată primarul, că așa era pe vremea aceea și acum, mă rog, nu știu dacă se mai duc la primar, și bineînțeles preotul. De ce? Pentru că fiecare dintre acești trei piloni ai societății
avea fiecare de spus un cuvânt care să poată să-l ajute pe omul respectiv să poată să treacă. Spuneați la început de emisiune că am avut niște cumpene, într-adevăr, în viață. Da, este o cumpănă. Da, da, nu e numai asta, pentru că s-au tot întâmplat tot felul de lucruri de-a lungul vieții. Mie mi-a murit soțul când avea Simona 7 ani. Simona a orbit vreo 2 ani de zile, a fost o oarbă, total oarbă, după care... Vorbim de fiica dumneavoastră, de fiica mea, care da, nu mai este astăzi. Da, după care am fost cu ea, a făcut o operație la ochi și, din păcate, i-a pus capac. Adică în momentul în care am venit aici în țară, a mai durat exact o lună și a murit și copilul meu. De, e foarte interesant că în momentul în care a murit Simona, noi eram la spital acolo, stăteam cu hainele în brațe și a ieșit asistenta, mi-a pus hainele ei în brațe și a zis: ne pare rău, doamnă, dar copilul dumneavoastră n-a putut fi salvat. E foarte interesant că de obicei în asemenea cazuri normal, mamele încep să plângă, să urle, să-și smulgă părul din cap, eu știu ce mai fac. Credeți-mă că în acel moment am simțit o liniște extraordinară care venea din credința mea în Dumnezeu. V-a întărit Dumnezeu. Da. Știam că e acolo ca să înțeleg că fiecare lucru nu o să-l înțeleg în momentul ăla, dar voi ști mai târziu de ce, cum și în ce fel. Și într-adevăr, de-abia după vreo 3-4 ani am reușit să înțeleg toată povestea ei și tot ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat să orbească și să moară în momentul ăla. La fel a fost o chestie când a murit soțul meu. Babele bârfitoare stăteau și spuneau: ia uite-te, probabil că nu l-a iubit deloc, că zice, uite, nu varsă o lacrimă. Dar cum puteam să nu-mi iubesc soțul când eu am crescut împreună cu el? Noi ne știam de la grădiniță. Era o legătură mai puternică decât doi frați între noi. Dar Dumnezeu la fel a venit și a spus, parcă așa o vorbă am auzit în cap, când a zis: el a venit pentru că aveai nevoie de putere într-o anumită perioadă. A venit să te ajute. Acum el și-a făcut datoria față de tine ca persoană, față de Dumnezeu, față de univers, și a plecat când a știut că te vei putea descurca doar tu cu fiica ta. Și așa a fost. Deci oricât ar părea de ciudat, într-adevăr, am reușit să o cresc pe Simona extraordinar de bine, fără să plângă, fără să fie tristă, fără să creadă că este altfel decât alți copii. Pentru că Dumnezeu m-a întărit și eram și mamă și tată pentru ea, cum ar fi. Deci lucrurile nu stau întotdeauna așa cum credem noi. Știți, bunica, când eram noi mici, eu și sora mea, ne-a învățat tatăl nostru și atunci spunea ceea ce spune și dumneavoastră, să nu ne lăsați să cădem în ispită, deci era normal, nu cum am auzit în altă parte, deci nu că vreau să critic pe cineva, dar am auzit și nu ne duce pe noi în ispită. Bine, probabil este o interpretare da, a traducerii. E o trăznaie, da. Aș vrea totuși să îmi permiteți să vă da, întrerup. Da, sigur că da. Aș vrea să ne povestiți puțin despre episodul cel mai cu piciorul, greu, da? Cu piciorul da, vieții dumneavoastră, da, pentru că, e cel mai așa cum puternic, spuneam da, în emisiune, acolo încep minunile. Da. Da. De ce? Pentru că atunci când v-am întâlnit și puteți confirma, când ne-am cunoscut, erați foarte tristă. V-am întâlnit într-un moment în care erați pe căruciorul cu rotile. Țin minte și acum că v-au adus mai multe persoane la etajul 3 la institut și erați programată să fiți operată, să vi se ampute eu piciorul. Eu nu am acceptat niciodată. Niciodată nu am acceptat această operație. Știu că marți era o zi în care erați chemată la spital de urgență pentru că aveați deja se negrise. Deci ascultați-mă puțin. Aș vrea să fac precizarea că aceste informații pot afecta emoțional cei care sunt mai slabi de înger să nu le asculte. Să stea liniștiți. Deci, noi când am fost la spital, că am fost la spitalul de urgență,
Acolo a zis, gata, repede, tăiem piciorul, că altfel nu se poate. Și am zis, nu, dați semnătură. Dau semnătură, nu e nicio problemă. Și a zis atunci, bine, haide, timp de 10 zile să mergem, că de asta spuneați dumneavoastră că a doua zi trebuia să mergem la spital. Deci timp de 10 zile noi am fost la toate spitalele mari din București și am consultat cei mai buni medici care erau. Și toți, dar absolut toți, spuneau piciorul să fie tăiat. Da? Ei, în momentul în care am venit la dumneavoastră, a fost singurul meu, singura mea speranță. Bine, nu eu eram, de fapt. Eu nu, sunt un simplu. Deci la Dumnezeu. Ați venit la Dumnezeu. S-a întâmplat să fiu eu. Să știți că eu chestia cu întâmplarea nu cred. Deci eu sunt convinsă acum că Dumnezeu ne îndrumă spre cine ne poate ajuta în acel moment. Și atunci am fost la dumneavoastră, ați făcut pentru mine acea rugăciune extraordinară, da, cu Sfântul Pangratie, da, care să ne ajute. Deci eu doream doar să mă ajute, atâta, nu știam cum și în ce fel. Da, mai ales că nu știați prea multe de Sfânt. Exact, nu știam nici atunci prea multe lucruri. Și eu de asta spun că nimic nu este întâmplător. Exact după aceste 10 zile și după ce a fost acea rugăciune extraordinară, exact a doua zi, da, făcută la biserică acolo, toți cei care erau acolo sunt martori că s-au rugat pentru mine, a doua zi am întâlnit, că Dumnezeu tot așa prin oameni reușește să ne ajute, am găsit un medic care s-a uitat așa, am venit noi acolo, dar asta, de asta spuneam, nu e nimic întâmplător. Pentru că exact a doua zi după acea rugăciune extraordinară făcută în biserică, s-a uitat așa la mine și mi-a zis, nu știu, doamnă, dacă o să pot să vă salvez piciorul. Da. Și eu am adică zis, exact ce vă spuneau și ceilalți. Exact ce spuneau și ceilalți medici. Și eu am zis, ba, eu sunt convinsă că o să-mi salvați piciorul, pentru că la dumneavoastră m-a trimis Dumnezeu și Sfântul Pangratie. Aș vrea să fac o mențiune. Da. Dumneavoastră ați venit la biserică în ziua de sâmbătă. Era o zi în care mă întâlneam cu credincioșii, așa cum mă întâlnesc acum sâmbătă și duminică. Și atunci am rugat credincioșii să participe la rugăciunea de a vă descrie ceacra vindecării. Exact. Că, acum știți, biserica nu acceptă acest cuvânt și îmi cer iertare dacă supăr pe cineva. Dar trebuie să acceptăm că știința uneori este soră cu... Așa este. Știința cu religia. Și atunci exact. Am făcut această rugăciune. Da. În acel moment am participat sau au participat la rugăciune toți cei care erau acolo, au răspuns invitației de a ne ruga pentru dumneavoastră. Și când ați venit să vă miruiesc, dacă vă amintiți, mi-a zis, părinte, mi s-a întâmplat ceva, am început să simt ceva. S-a întâmplat o minune. Am început să simt viață în picior. Da. Adică răspunsul Sfântului și răspunsul de altfel rugăciunii noastre a venit pe loc. Dar mai mult decât atât. Deci când am venit după două întâlniri cu medicul, s-a uitat așa la mine și mi-a zis, doamnă, eu nu știu la ce sfânt v-ați rugat, dar eu vă sfătuiesc să vă rugați în continuare, că piciorul e salvat. Mare lucru. Deci asta este, pentru mine, a însemnat extraordinar. De ce? Pentru că foarte greu medicul acceptă ajutorul divin. Foarte greu. Mă rog, cu timpul poate că va fi altfel. Sigur, unii medici acceptă ăla, totuși, da, să nu-i catalogăm, unii exact sunt mai atei, alții... Nu, exact. Nu spunem nici că ea sunt răi, nici că ea sunt buni. Că fiecare are rolișorul lui în viața unui om. Și poate că atunci când se poate, pune și el umărul și se face ceva. Și să știți că m-a uns așa pe inimă, că de câte ori veneam, după ce deja puteam să merg, nu mai era problema cu piciorul, că nu mai se întâmpla nimic rău, mă ungea pe suflet așa, că veneau oamenii și îmi spuneau, știți că noi am fost atunci când s-a făcut rugăciunea aceea, am fost și noi, cum vă simțiți, cum este, cum merge piciorul? Și ați mai uitat ceva, ne-ați dus la
părintele Ioan Iovan la mormântul la mormântul părintelui Ioan Iovan de la Târgu Mureș, de la Mănăstirea Recea. Da. Și acolo când am fost, a venit stareța Maica Cristina. Zis, da, da. Și a zis să stați liniștită că toate dorințele pe care se pun aici la mormântul părintelui Ioan Iovan de la Recea, da. Da, se îndeplinesc. Și așa a fost. Deci chiar a fost. Și acum să știți că vin la biserică și mai vin oamenii și îmi spun, știți, doamna Aurora, că și noi am fost atunci și noi ne-am rugat pentru dumneavoastră. Este deci ca să înțeleagă pomenit. Telespectatorii că s-a produs o minune, un picior necrozat, un picior care trebuia să fie tăiat și a revenit miraculos și puterea credinței, puterea sfinților, iată, și Sfântul Pangratie de care am vorbit, a făcut minune. Ce le recomandați celor care ne ascultă ca sfat, așa, sufletesc, ca sfat personal pe care dumneavoastră puteți știți transmit. Ce aș vrea să le spun? Deci noi trecem acum printr-o perioadă foarte grea. Nu vreau să discutăm de împărțirea asta așa, care este absolut inumană și prostească în vaccinați și nevaccinați. Nu asta, despre asta vreau să spun. Dar vreau să înțeleagă că atâta timp cât se sperie, atâta timp cât ascultă cu frică tot ce se întâmplă, când se spune dacă nu te duci acolo, o să moară părinții, o să moară copiii, nu e adevărat, Dumnezeule. Nu auziți, e adevărat. Nu. Noi nu trebuie să neglijăm recomandările pe care medicina și de altfel știința le face. Nu asta vreau să spun. Deci nu vreți asta... probabil să spuneți că vreau oamenii să renunțe la frică. Exact. Pentru că dacă noi nu avem încredere îndeplină în ceea ce face Dumnezeu cu noi, dacă nu înțelegem că îngerii, sfinții ne ajută, normal că nu suntem decât niște simple animăluțe care sunt doborâte de frică și s-a dovedit științific, nu altfel, că frica creează boli. Deci se știe. Generează lucrul ăsta. Da. Da. Și atunci mă uitam dintre cunoștințele care le am. Unii sunt vaccinați, alții nu sunt vaccinați. Ei, nu era vorba dacă e vaccinat sau nevaccinat, dar cei care se temeau foarte mult, ăia făceau formele cele mai grave. Deci nu vaccinați, nevaccinați, ci frica. Frica blochează sistemul imunitar. Exact. Asta așa este. Deci asta este. În momentul în care noi, nouă ne este frică, să nu vă supărați acum pe mine și să nu se supere nici cei care ne urmăresc. Dar înseamnă că nu e prea puternică credința în Dumnezeu. Eu n-am avut niciodată, nicio clipă, ideea că Dumnezeu mă poate părăsi. N-ați avut frica de moarte? Nu. Dar nici acum nu am. Nici acum nu am. Și chiar mi-a venit să râd că la un moment dat i-au luat interviu unei bătrânici și îi spuneau, da, de ce nu vrei să te vaccinezi, bătrânico? Și ea spunea, maică, de ce nu vrei să te vaccinezi? Și ea spunea, păi de ce să mă vaccinez? La care reporterul, păi cum, dar s-ar putea să faci o formă gravă și să mori? La care bătrâna a zis, viața mea e în mâna Domnului. Domnul va spune când voi pleca de pe acest pământ. Repet, nu vreau să se interpreteze că noi sfătuim telespectatorii. Nu, asta este. Eu cred că trebuie să se respecte anumite dispoziții care sunt date. Eu nu sunt nici pro, nici contra. Însă, știți, există un principiu pe care ni l-a dat de altfel Hristos într-un moment în care era întrebat dacă trebuie să respecte sau dacă trebuie să prețuiască Cezarul. Și a zis așa, ținând bănuțul, dă-i Cezarului ceea Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce lui Dumnezeu. Deci, vreau să înțelegeți că e adevărat că eu nu sunt vaccinat, dar am trecut prin boală. Deci eu am făcut COVID-ul. Știu precis ce înseamnă acest COVID. Bun. Și am avut o încredere oarbă în Dumnezeu că o să fie exact forma care o fi. Să vorbim despre minunea discutăm, s-a întâmplat, nu intrăm în altceva. Da, da. Nu că nu vreau să fac acum... Minunea, de fapt, întâmplat este mai importantă decât orice altă discuție. Să știți că mască afară port. Da? E bine, aici nu v-am întrebat de ea. Nu, ca să se știe că nu suntem acum conspiraționiști. Nu. Corect. Nu. E cu totul altceva. Lăsați medicina să-și spună cuvântul acolo unde trebuie să-și spună, pentru că, din păcate, după cum observăm,
formele grave le-au făcut întotdeauna cei care au frică, frică. Și frică, dar care poate au evitat să... Sau poate au fost cu boli foarte grave sau ceva. Au evitat să consulte medicul de familie și să li se recomande anumite lucruri. Ce mă interesează pe mine și de ce astăzi sunteți aici este de fapt să confirmați minunea care de fapt s-a întâmplat în viața dumneavoastră. Dar o minune este la real. Care medicina este nu are real. Să răspundă, nu are de fapt răspuns. Și să ne explicați puțin despre energia care poate fi binefăcătoare în corpul unui om câtă vreme ea este atrasă de puterea minții, puterea gândurilor, au vreo influență în viața noastră, puterea gândurilor, gândurile, că știm că de fapt că gândurile există, produc materie. Să știți că există există un tânăr care are podcast și care vorbește despre neuroștiință, despre știința creierului. Uh-huh. Și acolo băiatul ăsta a explicat din punct de vedere științific, ce se întâmplă cu creierul nostru. Spunea că el a numit așa, a numit creierul ăsta care se bazează pe ceea ce adunăm noi de-a lungul timpurilor, pe ori încremenești, ori, deci fugi sau lupți, da? Și ăsta de obicei este legat de sentimentele care le avem. De aici se naște și frica. De aici, din creierul ăsta. Și mai este celălalt creier care a apărut mult mai târziu și care el îl numește călărețul. Călărețul care ne ajută să analizăm lucrurile, să vedem cum se poate și ce se poate face, să ne uităm în viitor unde putem să ajungem și cât putem face. Da? Ei, deci e interesant că el vine din punct de vedere științific și povestește exact despre lucrurile pe care noi le povestim fără să știm care este substratul acesta științific al lor. Deci pe ce se bazează, da? Dar el spune că în momentul în care este, deja se știe, dacă, de exemplu, foarte mulți oameni se roagă toți la aceeași oră, s-a dovedit că lucrul acela se întâmplă. Este o energie care formează ca un egregor, da? Și acel egregor vindecă sau oprește ceva. Deci asta am făcut noi. Da, atunci da, când da, exact. Ne-am rugat pentru vindecarea. Exact asta se întâmplă. Deci energia aceea apare foarte puternic. Nu numai atâta, vin oameni la mine și îmi spun, doamna Aurora, dar eu simt așa că în momentul în care vă gândiți că faceți tratament pe mine, eu simt efectiv cum încep să se plimbe niște curenți prin corp. Deci aceea este energia binefăcătoare. Energia, da. Despre care și Sfânta Scriptură ne spune lucrarea Duhului. Da, dar așa se și întâmplă. Nu numai atât, în momentul în care ai credință în Dumnezeu și știi că te poate ajuta, se întâmplă lucruri miraculoase. Așa cum s-a întâmplat și atunci când s-a oprit ploaia, așa cum se întâmplă și... Da, asta e un lucru pe care îl puteți confirma și... Da, dar nu numai eu, că eram acolo, sute. O biserică întreagă eram. Da, sute de oameni în stânga și în dreapta ploua și deasupra bisericii și a curții era soare. Ieșise soare. Exact, exact. Iar știți că au mai venit persoane, de exemplu, care spuneau că nu se simt bine, că parcă ar fi așa niște energii negative pe ei sau că se întâmplă ceva de rău. Și eu le spuneam, acatistul, pune-l să curgă, roagă-te la Dumnezeu, și îmi spuneau, cu mâna pe inimă, că se terminau acele probleme care le aveau. Deci vreți să confirmați că rugăciunea este importantă. Este mai mult decât cred chiar oamenii așa, în general. Este importantă viața noastră. Are o putere extraordinară. Păi tocmai de aceea le-am recomandat telespectatorilor ca începând cu data de 1 februarie, de la 10 la 10 și 10, să ne rugăm împreună. Este unii pentru extraordinar. Alții și să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care au probleme, necazuri. Este foarte important acest lucru. Nu numai atâta. Eu aș mai adăuga ceva. Să ne rugăm ca acest popor să revină la normalitate. Să avem din nou viața dinainte. Să putem ieși să ne întâlnim cu prietenii. Să putem să ne îmbrățișăm. Poporul ăsta este un popor cald, un popor care se vindecă doar prin
printr-o îmbrățișare, printr-un cuvânt bun. Deci oamenii au uitat să dea mâna unul cu altul. Au uitat să se îmbrățișeze. Ori lucrurile astea nu sunt normale, să știți. Nu sunt. Deci haideți să ne rugăm ca să vină din nou să se facă încă o minune. Și se va face. Ca să putem din nou să ne îmbrățișăm. Să putem din nou să dăm mâna unul cu altul. Să putem să ne adunăm unii cu alții. Pentru că eu mă uitam și la altceva. Cele mai puternice vindecări și cele mai puternice schimbări în situația mai bună se făceau atunci când aveam acele conferințe pe care le făceam acolo în Parcul Carol, unde veneau câte 100-200 de oameni. Erau gratuite. Deci am învățat ceva și de la dumneavoastră, că lucrurile frumoase se fac de aici, din inimă. Și nu trebuie să aștepți neapărat să ți se dea așa este. Eu știu ce. Dar știți câți oameni comentează dacă sunt puși să scriu un acatist și cât de cum să vă zic? Vă cred. Cât de mult se frământă că vedeți, venise cineva așa, care era bolnav de cancer și se străduia să nu cumva să lase prea mult că pomenirea care se făcea acolo la biserică să nu fie prea mare. Vai, Dumnezeule! Câtă vreme suntem zgârciți cu noi, câtă vreme suntem zgârciți cu sufletul nostru, ceea ce ni se întâmplă și ceea ce primim de la univers este de fapt răsplata a ceea ce noi oferim. Ori vorbeați de Sfântul Pancratie, aici aș vrea să facem o mică pauză. Sfântul Pancratie v-a fost ajutător pentru că am simțit că în momentul în care dumneavoastră v-ați atins de moaștele lui, am simțit că problema dumneavoastră va deveni istorie. Sigur că dacă povestești cuiva aceste lucruri, mulți vor fi suspicioși, vor interpreta că ceea ce spunem noi acum este de fapt o poveste. N-aș vrea să fac acest păcat și n-aș vrea să-l judece pe un sfânt, pentru că sfântul are putere și chiar s-a demonstrat, iată, o minune. Un om care astăzi este aici pe picioarele lui, deci a venit nu cu căruciorul, cu rotile, care a dobândit o șansă printr-un picior care era propus la operație, fiind necrozat, să se vindece. De aceea m-am bucurat atunci când am putut să vi-l dau pe sfânt în casa dumneavoastră și aș vrea să ne spuneți dacă vă rugați sfântului. Dacă... E normal, pentru că e un membru, este al nu știu câte la membru al familiei. Deci este clar. El stă acolo pe perete și este chiar pe ușa în care se intră în sufragerie. Așa că, indiferent cum ne învârtim, tot pe lângă el trecem. Și ne-am obișnuit, vedeți, eu am obiceiul să vorbesc și cu Doamne, Doamne, și cu Sfântul. Vorbesc așa ca și cum ar fi, îi spun Tatăl Ceresc și Sfântului mă adresez ca și cum ne-ar fi frate sau cineva foarte apropiat și îi spun toate ce avem. Uite-te, ia uite-te ce ni se întâmplă, uite-te ce putem face, ajută-ne și acum domnia ta că ai putere mare și poți să faci ceva și se deschid căile. Se deschid. Asta face de fapt Sfântul, să se înțeleagă. Da. Și credeți că are importanță, că unii spun că este vorba de efectul placebo, alții zic că e nu știu ce în capul nostru sau că este... N-are importanță, important e că se face, asta le spun oamenilor. Apropo de bolile acestea incurabile, veneau la mine și am observat că de fiecare dată o boală incurabilă apare ca urmare a unei suferințe mari. Sau pe care șoc. O ții, da, sau pe care șoc o ții emoțional. Mult timp, pe care o ții mult timp. Și le spuneam, dragilor, ia puneți muzică în casă, dansați, întâlniți-vă cu prietenii, duceți-vă pe munte, distrați-vă. Vă rog să mă credeți că majoritatea celor care au apelat la mijloace foarte dure nu mai trăiesc. Că ei așa au zis că trebuie neapărat. Iar cei care n-au mai fost triști și n-au mai zis, vai, numai mie mi se întâmplă, numai eu sunt, vai, de ce n-are Dumnezeu milă de mine sau ceva, ei au murit, da? Pe când ceilalți care s-au bucurat și care au mers la biserică și care au crezut că se poate întâmpla o minune, trăiesc și acum. Deci nu este o poveste.
Da. Oamenii aceia trăiesc datorită credinței pe care o au, datorită faptului că nu mai schimbat, vor să... Și-au schimbat modul de gândire, schimbat viața. Da. Este foarte important. Eu am recomandat celor care trec prin suferință și pachetul acesta, care conține un delemnul simțit, un delemn pe care acolo unde îl atingi, un delemn acolo unde el ajunge, de fapt, poate să aducă schimbare, poate să aducă alinare în multe suferințe sau... Vedeți, mă întreabă cineva cum vă puteți explica că mulți dintre noi ne deochem. Deochiu înseamnă pierderea de energie. E adevărat, dar urmează numai dacă noi credem că deochiu e mai puternic decât puterea lui Dumnezeu. Da, pe aici pierdem teren, pentru că mulți credem că problema pe care o avem este mai mare decât ajutorul pe care putem primi. Știți ce este caragios? Că erau bătrânele de la sate, deci nu vorbesc de vrăjitoare sau mai știu ce prostii, dar știau, de exemplu, că atunci când se deoache cineva, se fac aici pe mână niște guguloașe și spuneau Tatăl nostru și uite așa făceau și desfăceau guguloașele și se făcea omul imediat bine. Asta cum mai poate să o mai descrie cel care nu crede? Că atât spunea, Tatăl nostru, nu se întâmpla nimic. Există acei vampiri energetici. Știți că e suficient să te întâlnești cu un om într-o zi care te-a deocheat sau care țipă, urlă și ți-a luat toată energia. Ați întâlnit astfel de oameni? Haideți să vă spun, stați așa. Nu există vampiri energetici din punctul meu de vedere și am să vă spun de ce. Doi oameni, când stau față în față, se produce exact ceea ce în fizică însemna procesul ăsta de vase comunicante, da? Era legea vaselor comunicante. Ăsta are energie mai, adică o vibrație mai bună, mai nu știu ce, e vibrația lui mai ridicată. Ăsta are o vibrație mai joasă. Și când ei stau față în față, se tinde conform unei legi din fizice banale să se echilibreze cele două energii, da? Uh-huh. Și atunci, normal că cel care a primit energie țopăie ca un puricel, iar ăsta care nu mai are atât de multă energie că s-a dus dincolo, începe să se simtă mai puțin bine. Acum, eu recomand, două secunde atâta și vă las imediat să spuneți că e important ce spuneți. Este important să știe fiecare că în momentul în care simte că a plecat din energie, că nu se mai simte așa de bine, dacă imediat spune mă conectez la Dumnezeu, la energia Lui, la Tatăl Ceresc, la Iisus, la Maica Domnului, la Sfântul Duh, să mă încarce imediat cu energie, cu energia divină. Știți că imediat se întâmplă lucrul ăsta? Energia despre care vorbiți vine din eliberare. Aș vrea să vă contrazic tocmai ca să vadă oamenii, să vadă oamenii cei care ascultă că e o emisiune interactivă. Așa. Și să revin la ideea că există vampiri energetici. Nu, eu nu cred în ei. Îmi pare că nu credeți dumneavoastră, dar eu am întâlnit. Credeți-mă, am întâlnit oameni care prin privirea lor răutăcioasă ți-au luat toată starea dar de bine. Dar știți ce înseamnă? Deci din punctul meu de vedere... Păi, încă deci, o dată, numai, poate nu înțelegeți ceea ce vreau să spun. Nu. Deci din punctul meu de vedere, omul care se uită la tine răutăcios, omul care se gândește la tine rău, n-are o energie prea ridicată. N-are o frecvență acela ridicată. Acela este cel care, de fapt, este te descarcă. De jos. Păi de ce? Pur și simplu, ai întâlniri cu doi oameni de genul ăsta și te duci acasă și spun gata, mi s-a încheiat ziua, mă doare capul, nu mai am nicio putere, nicio vlagă. Credeți-mă că m-am întâlnit cu asemenea oameni și mă uitam... Cum vreți să-i numim atunci? Treaba lor, ce sunt ei, da? Dar eu rugam imediat ca Sfântul Duh și ca Maica Domnului și Iisus să mă încarce și eu dintr-o dată mă simțeam bine. Și culmea e că eram amândoi oamenii, eram amândoi blagosloviți cumva. De ce? Eu aveam o energie foarte curată pentru că venea direct de la Doamne, Doamne, iar energia mea care deja era un pic alterată se ducea la celălalt care era vai mama lui și îi ridica și lui puțin vibrația. Știți, despre un lucru foarte important nu vorbește nimeni și nici preoții, din păcate, sau biserica, despre emoție.
Emoția este cea mai emoția puternică. Emoția este foarte importantă și are un rol foarte decisiv în orice proces de vindecare. Dacă tu nu crezi în șansa pe care ți-o poate da Dumnezeu sau în care o ai prin pastila respectivă, să știți că am făcut cercetări de a măsura vibrația sau frecvența unei pastile. Am citit o carte scrisă de un mare profesor rus, Uli Extratevici, care îmi spune așa, că în momentul în care îi spui apei că apa aceasta poate fi binefăcătoare pentru mine și că această apă poate fi de altfel asemănată cu valoarea unei pastile, în cazul nostru nu are rost, o pastilă de răceală. E foarte adevărat. Acest lucru se întâmplă. De ce? Pentru că mesajul pe care eu îl transmit conține de altfel valoarea a ceea ce urmează să se întâmple. Nu numai atât. Să știți că am văzut un lucru. Când ne întâlneam noi mai mulți și începeam să discutăm, da? Dacă pe masă era un pahar cu apă, dacă ceea ce discutam noi era plăcut, aveam fiecare sentimente pozitive unii față de alții, apa aia puteai să o bei și era ca apa de izvor. Dacă noi ne certam la masă acolo, ne contraziceam, insultam sau cine știe ce, apa aceea, dacă o turnai la flori, se ofilau florile. Deci asta am văzut noi. Era apă otrăvită. Da. Ce aș fi dorit să precizăm la miracolul și momentul în care dumneavoastră pot să spun că sunteți învingătoarea, cea care a învins teoriile din medicină și a învins moartea. Aș vrea să fac precizarea că dumneavoastră v-ați împărtășit foarte des și ați urmat canonul pe care vi l-am dat, pentru că aici sunt multe controverse sau sunt multe comentarii pro și contra între noi slujitorii, între cei care refuză să împărtășească credincioșii, acuzând de fapt în ghilimele motivul sau de fapt expunând motivul că nu sunt vrednici. Și alții care sunt puțin mai libertini în modul de a interpreta. Nimeni nu este vrednic, dacă ar fi să judecăm așa. Suntem oameni. La a se împărtăși. Nimeni nu are vrednicia. Însă un bolnav, unui om, ne spunea părintele Ioan Iovan, pentru că a spus că a fost și la mormântul lui, Dumnezeu să-l ierte, ne spunea că unui bolnav este dezlegat postul. Nu poți să obligi un bolnav să postească și unui bolnav trebuie să-i se acorde atenția cuvenită tocmai pentru a i se oferi șansa la o nouă viață, noua viață prin Hristos. Să știți că prin recomandările mele și prin canonul pe care l-am dat multor oameni bolnavi și cei care l-au urmat așa mot-a-mo, iată că am avut rezultate și nu sunteți singura victorioasă în acest caz, au mai fost și alte persoane care, așa cum v-am descris, fiul unei doamne din Bacău avea metastaze la creier și când trebuia să se opereze, medicii au spus că s-a întâmplat o minune. Și că nu mai nevoie, au venit special la bisericuța din lemn unde este Sfântul să vadă ce loc este acela unde s-a produs această minune, pentru că femeia a mărturisit în bisericuța aceasta s-a întâmplat minunea. M-am rugat Sfântului, femeia tocmai trecea printr-o altă suferință, i-a ars casa și medicii au venit să cunoască Sfântul și de aceea vă rog, revin cu rugămintea la cei care puteți să ne susțineți în a termina racla Sfântului pe care dorim să o realizăm până pe data de 26 martie, când vă invităm la dezlegările mari. Spuneați la un moment dat că este importantă rugăciunea colectivă. Atunci, e foarte importantă. Atunci vor fi sute de oameni care se vor aduna și se vor ruga împreună. De ce credeți că ar fi importantă? Aș vrea să vă mai spun ceva, părinte. Eu am spus multor oameni să meargă la slujbele care le țineți. Și toți mi-au mulțumit, știți de ce? Pentru că n-au plecat de acolo învinși, n-au plecat de acolo sub povara unor păcate care nu se iartă și că au plecat cu inima deschisă și mi-au zis, Doamne, nu ni s-a întâmplat de mult să mergem undeva unde toată masa aceea de credincioși care se roagă
și slujbele care se țin să fie în așa fel făcute încât să ni se deschidă sufletul ca o floare și să plecăm de acolo fericiți. Da, sunt puțin atipic în interpretarea rugăciunilor. Dar să știți că e foarte bine așa. Și vreau să le spun telespectatorilor că sunt printre puținii preoți care atunci când citește o rugăciune îi invită la citirea rugăciunii și pe credincioși. Adică credinciosul să nu se plictisească. Da. Și atunci sutele de oameni care stau acolo și se roagă împreună, unul pentru altul și spun împreună mesajul, sigur, rugăciune care sunt dedicate credincioșilor, nu cele care aparțin slujitorilor. Și în momentul acela se produce așa o stare de energie pozitivă, știți? Așa toți, și e, da. Toți râdeți și la un moment dat... Când strigăm bucurie, bucurie, vină la noi, sănătate, vină la noi, oamenii zâmbesc și simt că și o energie puternică le pătrunde corpul. Și știți ce le mai place? Că faceți drumul luminii. Este acel drum cu lumânările care se fac pe două rânduri așa. Da, unde preotul vine și binecuvintează. Da, și binecuvintează pe fiecare în parte. Știți ce mult înseamnă? Extraordinar, da. Da, extraordinar de mult înseamnă. Pentru că de ce te duci la biserică? Să-ți găsești alinare. Liniștea. Să știți că am făcut un experiment important. Oamenii care erau mai sceptici așa, cu privire la spovedanie și la împărtășanie, au zis că de ce să mă duc la preot să vorbesc cu el și să-i spun eu păcatele? Cine e preotul? Și am zis, bine, dacă nu credeți, uite, am un cântar aici. Da. Care este electronic, nu poți să-l minți. Te rog să urci pe cântar înainte de a te spovedi și te rog frumos să te urci pe cântar după spovedire. După. Ei, ce credeți? Își făceau cruce și nu le venea să creadă. Erau mai ușori. Că erau mai ușori. Și a zis, dom'le, cum se poate? Am slăbit în 5 minute 80 de grame. Păi uite că ai slăbit pentru că acele 80 de grame erau de fapt păcatele care te apăsau. Acest lucru poate fi demonstrat oricând. Asta nu înțeleg oamenii, că există și altceva în afară de aceste lucruri, așa zise, științifice. Deci eu nu sunt împotriva științei, Doamne ferește. Dar în momentul în care se spune că așa ceva nu există și tu totuși dovedești că există. Păi sunt afișate pe micul ecran cărțile mele și una dintre cărțile importante este Sacroterapia, Medicina Sufletului. Le-aș recomanda celor care doresc să le citească toate patru sau cuvinte vie. Este cel mai vândut exemplar până acum, deschizi cartea și pur și simplu îți spune ce ai de făcut a doua zi. Adică, așa cum sunt mulți atrași de astrologie, să audă ce spune astrele, nu. Eu le recomand să ia această carte, exact, o deschid mai bună. Și acolo primesc, de fapt, sfatul zilei. Și, bineînțeles, cartea Te iubesc și tu mă iubești. Sunt cărțile care au hrănit multe suflete. Vreau să vă spun că, fără să mă laud, acum, în cei 4 ani de televiziune și de activitate, cu apariții săptămânale, multe zeci de mii de suflete au fost alinate și mângâiate. Și ceea ce mă bucur că astăzi pot demonstra, iată, celor care ne privesc, tuturor scepticilor, că un om care era pe punctul de a-și pierde viața, de a-i se tăia, nu neapărat de a-și pierde viața, că nu înseamnă că dacă ți s-a împută... Să știți că nu greșiți mult. Bine, nu vreau nici să se interpreteze. Pentru că procedeul e așa. Întâi se taie un deget, pormă laba piciorului, pormă până la genunchi, pormă tot piciorul și după aia vine moartea. Deci depinde. N-ați exagerat. Depinde. Da. Haideți că știți cum e. Zilele ni le dă Dumnezeu. Sunt mulți care erau perfect sănătoși și au murit dintr-un banal microb. Asta este. Sunt mulți care au murit în accident. Deci până la urmă Dumnezeu este cel care ne dă nouă viața. Exact cum a zis bătrânica. Ne-o prelungește. Exact. Și până la urmă mai apare și partea aceea de grijă pe care trebuie să o purtăm față de trupul acesta care este trecător. E normal. Că dacă nu te îngrijești și dacă n-ai grijă de corpul tău și dacă n-ai grijă, atenție, de sufletul tău, atunci în zadar. Pe mine știți ce m-a impresionat foarte tare? Că atunci când mori, corpul are o anumită greutate. Și după moarte, după ce se eliberează sufletul, dispar, nu mai țin minte acum, nu știu câte grame, 23 de grame, nu mai știu cât. Nu, tocmai ce spuneam, că acest lucru se întâmplă exact și la spovedanie. Este sfântul, da, care este sufletul. Însă, ce trebuie să știe oamenii, că atunci când au o problemă și când sunt în suferință, nu trebuie să rămână cu ea.
Așa cum, da, știți cum să, vă rog să comparați durerea sufletului cu durerea de măsele. Nu cred că există ceva mai dureros decât măseaua atunci când te doare și pur și simplu nu suporți nimic, nici telefon, nici televizor, nici vecinul, nici soția, nici... Imaginați-vă cam ceva similar cu sufletul. Dacă vă aflați într-o stare de supărare, de tristețe, eu vă rog, vă rog mult să veniți, să mergeți la biserică, la duhovnicii dumneavoastră, să mergeți acolo unde simțiți că e nevoie, să mergeți și să cereți ajutorul ca să vă eliberați, să vă lați sufletul, să vă eliberați sufletul de suferință. Eu vă invit cu drag să veniți la bisericuța noastră, la acea bisericuță unde, așa cum v-am spus, mi-aș dori să vină fiecare român, pentru că este o bisericuță a îngerilor, o bisericuță unde s-au întâmplat multe minuni. Dumneavoastră sunteți una dintre minunile care s-au întâmplat. Recent v-am spus, o fetiță mută a început să vorbească, un băiat de 6 ani a început să vorbească pentru prima dată. Acolo au venit tineri care nu puteau face copii și Sfântul le-a răspuns. Și dacă astăzi sunt cel puțin 3 băieți care poartă numele Pangratie, Pangratie, Marius Pangratie, da, sau Ionuț Pangratie, de acolo se datorează vin, și Sfântului care a contribuit și el la minunea de a se putea realiza, știți? Amândoi aveau analizele perfecte și nu puteau să... Sau la cei care s-au întors din băutură, sau cei care aveau anumite probleme legate de blesteme și farmece. Deci, minunile există, dumneavoastră sunteți o minune. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, timpul este foarte scurt. Vom încheia această seară cu un mesaj foarte scurt către telespectatori. Știți că există o melodie care mi-e place foarte tare. Take me to the church. Du-mă la biserică, dacă vrei să-mi faci un bine. Am înțeles, foarte frumos. Deci ăsta e mesajul, să veniți la biserică, să vă rugați, să mergeți în bisericile unde aveți domiciliu, nu stați acasă în timpul în care clopotele bat și Sfânta Liturghie se săvârșește pentru dumneavoastră și veți primi răspuns la ceea ce cereți. O să spunem și acum rugăciunea de final, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, dragii mei, și cei care veți dori să vi-l luați în casa voastră pe Sfânt, să-l cereți cu bucurie să ajungă la casa voastră, în familia voastră, așezați acolo lângă ușă, să-l atingeți cu mânuța și veți vedea ajutorul de îndată. Doamne ajută! Fiți binecuvântați! Mulțumim! Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Doamne ajută!